prieteni, am venit să vă mai citesc o poveste. Povestea de astăzi se numește Ursulețul și fluturii, de Susan Quinn și Carolyn Pedler. Ursulețul și fluturii, de Susan Quinn și Carolyn Pedler. Ursulețul încerca să prindă un fluture. Când era mică, îmi plăcea cel mai mult să alerg după fluturi pe pajiștea clopoțeilor, a spus ursoaica. Ursulețul a căscat. Wow! Pot să merg și eu pe pajiștea clopoțeilor? Mai târziu, a răspuns ursoaica. Acum e timpul pentru somnul de după amiază. Ursulețul aproape adormise, când a simțit că îl gâtilă ceva pe năsuc. Era un fluture. Ursulețul a vrut să-l prindă. S-a luat după fluture și a mers de-a lungul râului. Apoi a intrat în pădure. Acolo s-a împiedicat de rădăcina unui copac și a căzut. Ai grijă! I-a strigat iepurașul. Urmăream un fluture care se îndrepta spre pajiștea clopoțeilor, a spus ursulețul. Dar acum a dispărut și eu aș vrea să merg pe pajiștea clopoțeilor, a spus iepurașul. Hai să vedem dacă șoricelul știe drumul către ea. Bună! I-a salutat șoricelul. Tocmai îmi pregăteam un morman de frunze pe care să sar. Vreți să mă ajutați și voi? Sigur că da, a spus ursulețul. Nu peste mult timp strânseseră un munte de frunze, mai înalt decât șoricelul și iepurașul. Iuhu! Ura! Ce distractiv e! Țipau ei sărind bucuroși. Acum trebuie să găsim pajiștea clopoțeilor, a spus ursulețul. Hai să o întrebăm pe bufniță, a propus șoricelul. Ea știe totul. Așa că ursulețul s-a cățărat în copacul bufniței. Încerc să dorm, a bombănit bufnița. Scuze, a spus ursulețul. Știi cumva drumul spre pajiștea clopoțeilor? Trebuie să vedeți încotro zboară fluturii, a spus bufnița. Ursulețul, iepurașul și șoricelul s-au așezat pe o piatră și au așteptat să apară fluturii. Și au tot așteptat. Cred că nu o să mai găsim niciodată pajiștea clopoțeilor, a spus trist ursulețul. Chiar atunci a simțit niște aripioare fluturând pe lângă năsucul lui. Un fluture! A chițăit șoricelul. Haideți, repede! A strigat bucuros ursulețul. Ursulețul, iepurașul și șoricelul s-au luat după fluture și au străbătut pădurea. Apoi au urcat un deal și au coborât pe partea cealaltă a lui. Și când au ajuns în vârful dealului următor, au văzut o pajiște de clopoței și fluturi care dansau în lumina soarelui. Ura! Am găsit pajiștea clopoțeilor! A strigat bucuros ursulețul. S-au jucat de-a vați ascunselea printre clopoței, s-au jucat cu cubau și au făcut coliere de margarete. Dar, în cea mai mare parte a timpului, au alergat după fluturi.
Este cea mai frumoasă zi din viața mea, a spus iepurașul, trândindu-se în iarbă. Mi-ar plăcea să rămân aici pentru totdeauna, a murmurit somnoros ursulețul. Trezește-te! E ora ceaiului, a spus ursoaica. Ursulețul a deschis ochii. Parcă eram pe pajiștea clopoțeilor împreună cu iepurașul și șoricelul, s-a mirat el. A fost doar un vis, i-a spus mama. Dar totul părea atât de real, s-a plâns ursulețul. Așa sunt visele frumoase, a spus ursoaica, strângându-l în brațe cu drag. Sfârșit!